Chiar și un singur exemplu de reavoință poate provoca suferințe teribile, nesfârșite. Următoarea acțiune negativă a minții este reavoința. Baza este o altă ființă vie, afecțiunile mentale sunt aceleași ca și pentru vorba dură, atașamentul, mânia și ignoranță, iar motivația este dorința de a răni o altă ființă. Dorința poate fi de a-i răni pe ceilalți fizic sau dorința ca ei să-și piardă sănătatea și toate bunurile și să fie nefericiți. De exemplu, dacă nu ne place de cineva, s-ar putea să sperăm ca afacerea lui să eșueze sau relația lui să se rupă. Actul de reavoință este dorința de a pune în practică gândul de a face rău. Aceasta înseamnă că, dincolo de experiența de moment a furiei, continuăm să sperăm ca celelalte ființe să-i se întâmple ceva rău. Finalizarea este decizia definitivă de a-i face rău. Cea mai severă formă de reavoință este gândul de a comite una dintre cele 5 acțiuni negative imediate. Uciderea mamei noastre, a tatălui, a unui arhat, vărsarea sângelui lui Buddha din răutate și de a provoca scindare în sangha. Pentru ca mintea reavoinței să devină o acțiune negativă completă, trebuie să aibă 5 caracteristici. Convingerea ca noi și daunele care ne-au fost cauzate există de la sine, cultivarea mâniei față de acea persoană sau ființă și păstrarea resentimentelor pentru răul care ne-a fost făcut, amintindu-ne în același timp de cauza furii noastre și generând-o din nou și din nou. Acest lucru creează sentimentul că suntem îndreptățiți să ne enervăm și să dorim răul acelei persoane sau ființe. A nu ne fi rușine de reavoința care apare și a nu a fi conștienți de prejudiciile pe care le provoacă ea, lăsăm reavoința să ne stăpânească mintea complet.